Astăzi voi încerca să dau 1000 de lovituri de picior la sac fără oprire. Voi începe cu 50 de lovituri pe piciorul drept, 50 de lovituri pe piciorul stâng. Și la fiecare 100 de lovituri voi face un X în acest carnețel pentru a ține evidența loviturilor. Și ca să vedem în cât timp voi executa aceste lovituri, voi da drumul la o aplicație pe ceas care îmi va spune la final și câte calorii am consumat în această provocare. Nu va fi ușor, va fi îngrozitor, dureros, dar cu siguranță va merita tot efortul. Așa că să trecem la treabă! Încălzirea este gata, acum să trecem la treabă. Urmează partea cea mai grea. Prima sută.
Suntem la jumate. Îmi pușcă gambele. Uai, ce greu este. Mi se rântări gambele. Dar nu ne oprim aici. Mai avem încă 500. Să-i dăm drumul.
Ultima și nu cea din urmă, asta să fie cea mai intens, cea mai tare. Dăm tot ce mai bun noi. Cele 10 serii le-am încheiat. Azi ne cât a trecut. În total 35 de minute, 500 de calorii. Dar vreo 2-3 minute mi-am luat până am aranjat setul. Uai, ce-mi pușcă gambele. Uai, este o fleașcă, mă dor gambele. O să fac un stretching acum spre final. Uai, nu este ușor. Însă, dacă aveți provocări pentru mine, ce ați vrea să încerc, o altă provocare, lăsați în rubrica comentarii. Uai, chestiile de genul te scot din zona de confort. Însă, sunt super tare, mă simt împlinit că am reușit să duc la capăt această provocare. Chiar dacă îmi pușcă gambele, transpirația mi intră în ochi. A fost tare. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un subscribe canalului meu de YouTube, like și mai departe. Până data viitoare, fii puternic, fii nefricat, samuraiule!